Йова салут, симас приятень, добрый день, дорогие друзья. Ампреуна кудумня вастра, сау кучейку интересац. Ампривит конференция депресса, афос декларата, дичь анонсата каун брифинг, да полноурма базаткера конференция депресса, а шефулу ИЧП, домнулу Черноуцам. Дичь ампривит евку о маре атенции? Deoarece cunosc ce se întâmplă la moment, ce s-a întâmplat ieri, ce s-a întâmplat sâmbătă, despre ce s-a întâmplat vineri, am discutat sâmbătă în live. Vă mulțumesc pentru distribuiri, că l-au văzut-o în țară întreagă, peste jumătate de milion de oameni, de mii de distribuiri, comentarii. Și totuși speram că domnul Cernăuțean, ca șeful IGP, va ieși cu niște declarații clare. Când spun declarații clare, am în vedere că o să spui ce măsuri s-au luat ca să nu se mai întâmple, să nu mai avem, Doamne ferește, încă vreun incident ca și cel care a avut loc vineri, care este o tragedie nu doar pentru toți polițiștii adevărat, dar și pentru toți cetățenii de Republica Moldova. Am așteptat să explice cum au resetat colaborarea cu structurile de forță din statul Tajikistan și alte state din CSI. Că poate au decis să trimit un reprezentant în organizația Băcăbob, organizația care CSI care se ocupă doar cu crimă organizată, banditism, combatere și așa mai departe. Am așteptat informații. Până la urmă, ascultând tot ce a declarat domnul Cernăuțean, îmi este clar că dumnealui a avut oare sarcina din partea cuiva sau decizia lui personală de a ieși și a stânge pojarul, cum zic moldovenii. Deoarece despre incompetența conducerii, repet, conducerii structurile de forță, astăzi se discută nu doar în Republica Moldova, dar vă asigur eu că se discută la nivel foarte serios și în alte țări. Țări care, într-adevăr, au servicii speciale și conducătorii lor știu ce înseamnă a organiza procese pentru a securiza nu doar cetățenii statului, dar inclusiv și unii reprezentanți, cum ar fi Poliția Frontieră, spre exemplu. Contrastului o rușine și astăzi este o tragedie pentru ca să nu se mai întâmple așa ceva. Eu credeam că viața ofițerilor care astăzi au fost petrecuți în ultimul drum a fost o lecție și a fost o lecție pentru toți. Numai că am văzut că lecția se referă, știți cum, mai mult la faptul că a spornim dosar penal că au apărut scurgeri de informații care dăunează psihic rudele și cetățenii din țară. Au apărut scurgeri, poză care dăunează iar nu știu la ce. Deci din tot evenimentul tragic care s-a întâmplat vineri pe aeroportul internațional Chișinău, am ajuns ca șeful IGP să vorbească despre videouri și poze care au apărut la unele persoane pentru a-și găsi dividendi politici sau ceva de genul ăsta. Domnule Cernăuțean, în primul rând vreau să vă comunic, eu am avut o altă viață decât dumneavoastră. Dumneavoastră, ce viață am avut eu și prin câte am trecut eu, mai ales fiind ultimii 7-8 ani în politica moldovenească, cunoaște toată țara. Despre dumneavoastră se cunoaște mai puțin că nu prea ați fost public. Dar, domnule Cernăuțean, chiar în anii după 2000 am văzut că ați studiat în România, în Turcia, sunteți jurist după profesie. Am văzut că 4 sau 5 ani, 2005-2009, ceva de genul ăsta, acum nu e important anume în ce perioadă, dar vreo 4-5 ani dumneavoastră ați
fost lector și ați fost lector pentru studenți și cei ce învățați pe studenți dumneavoastră, deci erați lector la dreptul muncii. Apoi când dumneavoastră erați la dreptul muncii, domnule Cernăusean, eu deja participam în niște operațiuni în care dumneavoastră nu le visați și nu o să le visați niciodată. Eu nici într-un caz nu vă acuz pe dumneavoastră de neprofesionalism, ca jurist, ca achiziții publici, pe timpul lui Vania Bodrug, când era șef poliției. Și Bodrug, apropo, ieșe ca cu conferință de presă, cam ca asta, ca dumneavoastră. Când ieșe să mă acuză, să dea cumva săgesc, uitați-vă, usate, legături, lumea interlopă, servicii, nu știu ce. Când Bodrug al vostru, care și el acum v-a promovat în această funcție, era unul din instrumentele pentru a distruge pe mine și colegii noștri de la partid. Eu nu vă învinuiesc că pe dumneavoastră, că dumneavoastră în viața dumneavoastră, pe parcursul carierei dumneavoastră, niciodată n-ați investigat nici un dosar penal. Dumneavoastră n-ați fost implicat măcar în, cum să-i spun între noastră, то есть вы никогда даже не имели доступ к оперативной работе, вы никогда не были на месте преступления. Dumneavoastră idei n-aveți ce înseamnă filar, ce înseamnă lucru operativ, ce înseamnă complex tehnicических мероприятий. Și asta nu e o problemă, că nu trebuie să cunoască toți. Dar, domnule Cernăuțan, dacă n-ați avut această experiență, nu o faceți dumneavoastră astăzi pe начальnicul poliției și vorbiți niște lucruri care duceți în eroare nu doar cetățenii din țară, dar vă asigur eu că mai multe semne de întrebare au chiar colegii dumneavoastră care astăzi tot v-au privit cu atenție. Și dacă eu am remarcat și ne-am făcut niște notițe despre declarațiile dumneavoastră, pe majoritatea dumneavoastră i-ați uimit și acușa să le discutăm. Vă rog frumos, haideți în țară, când ajunge când în 30 de ani, veterinarul devine начальник ГАИ, гаишник devine начальник la achiziții publice și tot așa, gata. Eu din 2014, consistent îmi apăr poziția, din cauza situației în care se află astăzi Republica Moldova, și Republica Moldova, și Ucraina, și alte state. Deci, noi nu putem să ne permitem să avem un ministru de interne civil, un director de SIS civil, deoarece șeful poliției și ministrul de interne presupune organizarea proceselor, domnule Cernăuțan, organizarea măsurilor, propunerile care dumneavoastră, din câte am verificat, din ce am văzut eu, la toate ședințele CSE care au avut loc, da? Din partea dumneavoastră m-am auzit chiar că a licat de vreo 3 zile, de sâmbătă licat, vreun raport unde dumneavoastră propune să întăriți punctele de trecere frontiere cu Transnistria, că aeroportul internațional Chișinău are rute cu risc ridicat de securitate, cum ar fi Istanbulul, slavă Domnului, n-avem multe. Că majoritatea cetățenilor care voi îi întoarceți, și nu contează, din Tajikistan, Ruș, Uzbekistan, Turcia, îs anume la ruta Istanbul. Dacă nu înțelegeți despre ce vorbesc, rog acum pe cei care ne privesc online și se află la moment în București. Iată, de sară, m-am uitat acum pe internet, este ruta, sunt mai multe rute spre Tel Aviv, și anume ruta companiei El Al, zboară de sară la ore 20-20 sara. Rog cei care sunteți în București, duceți-vă de la distanță, filmați check-in-ul și de departe, dacă cumva este cineva din călători care merge și se întâmplă la control pașapoarte, în aeroportul internațional București. O să vedeți oameni cu automete, nu cu pistoale, cum bieții noștri polițiști, dar stau mascații de la antiteror, direcția antiter România, că e de la Siriei sau de la Măi, nici nu vreau să mă dau în detalii și nu mă interesează, dar sigur stau mascații, cum îi avem noi, în Alfa, în Fulger, în Pantera la Ministerul Justiției, care stau cu ochii și pe cei care muncesc la calculatoare, care fac citin, și călătorii, și doar dacă apare vreo situație, că la vreo persoană nu îi se permite check-in-ul, nu mai vorbesc controlul pașaportului,
Свидетель кум флаке я же фрумушел, кати три куалту метил, я уж фрумушел, гудбай, он залезет. Я кащин сам на лукру организат. Хайди с лом пирын, к нусен тем лай миссюня, яртама. Аша. Деч, дес при скурджере. Думеластры спунец к импакт эмоционал видео, ли кари упорот. Видео, кари уфос публикат. Пиконтул мил телеграм. Шипял терецель дисвачализари. Деч, а фост таяты наша мод, кас ну с вады не шофаться, инклюзив а честую криминал, который умрут полицейские. И он дал сам еще факт. Деварище, ки он целек пеленга импакту эмоционал, не шантрун кас, ну а пара чего, как умва, саяжути печей, кари сын комплич. А честую криминал посибил сафлы по территории публичной Молдова, к аста замаштептаться не спорни спорт ченева и он тылнит, что я идентификат. Кари сафлы Молдова, УЕ, Транснистрия. Ну, до меня вастра отсвешит ку лаур балаур. А шак импакту эмоционал орудилор, шачататенилор, есть к дин кауза инкомпетенций, кому фост организат прочесу, де лукру ла полиция фронтеры, де шефул Росиан Василой. Думневастры, ка шефи ДЖП, шка министра по делам несовершеннолетних Ревенко, я-то вой трей, а цаду сла фапту, к нуса факутни миг, петру а ивита часто традиджи. Я-то аста есть импакту эмоционал. А рудилор, а мелка читатян, шала тос читатяне Республика Молдова, ш полицистлор коренули и пасы дичей сентемплы ин систем. Май департи, ярыш фащит спекулации шежукац кукувинти. А часто персуамны, а чест Рустам Ашуров, ну фигура нищентро системы декаутария интернационала. Домнули, как фамилия у вас? Оф. Не ошибся, но мили домнули Черноусян. Деч, я у нам спус онлайвул мил дивинер, ки ел рамас публикат, ну ла штерс, ну ла редактат, ки ел яра каута ди Интерпол, сау кумва я дат, кум спун молдовени лукратори оператив асмен анцеляг ин меш госрозыск, адика каутаре ЧСИ. Я аста нам спусу, домнули Черноусян, да, я он спус, ки ел ну яран каутаре. Ши думеластры, ну, инсеркаци баламутит журналишти, кари ну сынт политишти, ку мулти фразы, Интерпол, Европол, асмай спус сымбата. Йо таман кам менсионат, ка дак ел яран Интерпол, а пла политис саприндя рошу, авя сайба роднаутис мандат де арест. Поз воспун домли Черновусан, ку носка блунаутис, а рансамна консен, ку верификариш контрол корпорал, ши гриннаутис дак апаря. Яра анунца де Таджикистан. А старан самна дуар ку титлу де информари церей церили пюни трещи, межлачили де транспорт ша шамай де парти. Деч думнеастры ну ворбица кум ку домнешвары, кари инчеркас ваде нешти интребер, ж думнеастру грузит ку мулти ку винти, малес ще цини де милиции швата сарака ну целезе. Еу вам акузат пи думнеастры, ше ва акузан ко даты, деварече, как он дукатор, кьо, ну, куноск, кари сент атрибутили луй Василой, спия, адика ли куноск, ла генерал, дар марифер, чинера респонсабил, де верификаре читатенелор, лантраре анцара, кас окупа, шо дивизиони мои, субдивизиони мои, ши дела СИС. Еу вам акузат, ка думня вастра, ин тим де до уорик, это чест криминал остата на аэропорт, ши вой лас верификат, ши о ора ши до узеч, кто сбора дин Стамбул пына ин Кишинау, ка думня вастры нац луат ничо масуры де а привини крима прино верификари ин тим десте до уори. Да ка думня вастры, аз де чис, салантуарщит, сну пермицит интрарян цары, де мотиви к презинты перикул пентру секуритатя национала, ансамны к врю информации думня вастры отсавуто, despre acest criminal. Ce face un politist, domnule Cernăuțean? Dacă el e cu pașaportul din Tajikistan,
trebuia imediat să contactați structurile de forță din Tajikistan. Voi asta n-ați făcut-o. Voi astăzi spuneți că voi le-ați contactat după ce au fost omorâți doi ofițeri moldoveni. Iată, deși eu v-ar trimite pe toți la Păzât Harbuja. Înțelegeți dumneavoastră? Nu faceți și nu balamutiți oamenii. Că dacă dumneavoastră ați fi avut încă o dată, repet, reprezentant în Bocabob, structura CSI care se ocupă doar cu combaterea criminalității organizate, banditism, hoț în lege și toate pușlămâile astea. Deci dumneavoastră, dacă ați fi contactat pe ei în timp cât el trece verificare în timp de 2 ore, ei vă spuneau, voi băieți, noi îl căutăm, el înseamnă că ilegal a ieșit din țară, el a răpit un bancher și eu vă adaug, nu numai l-a răpit, dar și l-a omorât, autoritățile din Tajikistan îl caută pentru că e dosar și pe răpire și pe terorism, apropo, la ei pornit. Și pe tentativă de omor și au nevoie să găsească cadavrul. Și ei când vă spuneau toate astea prin telefon și plus încă vă comunicau informația din bazele lor de date că el este pus la evidență, motamu ascultat și nu balamutit jurnaliștii și mass media și toți cetățenii, că el este pus la evidență, cum a spus usatăi, sâmbătă și dumneavoastră asta a spus că nu e membru grupării Ritter, a fost pus la evidență deoarece a fost informat de serviciile speciale din alte state, le știu și care servicii speciale, cu titlul de informare că acest Ashurov a trecut pregătirea specială într-o tabără teroristă IGIL, ISIS în Afganistan. Punct. Eu sunt foarte atent la cuvinte, mai ales cei ce ține de poliție, servicii, că am, cunosc mai bine terminologia ca dumneavoastră, domnule Cernăuțan. Așa că eu n-am spus că el este membru grupării teroriste și azi dumneavoastră, eu cu certitudine vă spun că iată el în Interpol, nu-i acolo, nu-i. Și apropo, și iată uitați-vă, și securitate în aeroportul din Turcia și el chiar dacă prin tranzit a trecut pe la dânsă, stăiați domnule Cernăuțean, prin Turcia el n-a avut control de pașaport, prima, 99% vă spun că în tranzit nu-ți face aceste lucrări. Mai departe, turcii nu l-au prelucrat ca dumneavoastră 2 ore, dacă chiar prin zona de tranzit cineva i-a pus ștampila, că el merge oricum în Moldova, nu în Turcia, turcii, dacă făceau verificări, îl parcau acolo, domnule Cernăuțan, vă asigur. Dar încă o dată, eu v-am acuzat că n-ați contactat autoritățile din Tajikistan, că doar vă s-a părut suspect, ați luat decizia că îl întoarceți și nu contactați autoritățile, cu le contactați doar după și... Ăsta am pușcat 2 ofițeri moldoveni și serviciile moldovenești l-au lichidat. Cu părere de rău, nu le-a ajuns încă un patron. Înțelegeți, domnul Cernăuțan? Așa că uite, priviți încă o dată bine live-ul meu de sâmbătă și nu manipulați, nu duceți oamenii în eroare. Am spus că a trecut pregătirea și insist că această informație este veridică. Și o cunosc serviciile speciale din mai multe state. Mai departe, domnule Cernăuțan, încă o întrebare, de ce usate în timp de o oră aflat totuși dumneavoastră cu tot cu SIS, cu toate diviziunile voastre și cu девушка по делам несовершеннолетних министра de interne, subdiviziunile secrete și ele și ele, n-ați aflat nimic? Eu vă răspund, de atâta cu aveți unii specialiști în SPIA care până mă ocup cu usate. Pe unii îmblusate, cu cine se întâlnești, și planuri are, că vrea să-l bocănească pișor, că orice să facă să nu pregătească usatei proteste, că el nu-i mort ca șor și cu curcane și așa mai departe. Deci, ca și vă ocupați voi. Așa că ne nadă, domnule Cernăuțan. Mai departe, v-a fost dată o întrebare foarte concretă de unul din jurnaliști. Am auzit vocea că este adevărat că această persoană, deci polițistul decedat, domnul Sergiu, a escortat 6 persoane fiind singur. Și ați răspuns dumneavoastră, domnule Cernăuțan, ni rușine, răspuns șef poliției, prieteni. Nu se escortează cei care nu au un statut procesual.
Chiar dacă le-a fost interzis intrarea în Republica Moldova, și trebuie să le pun catușă, noi nu avem dreptul. Domnule Cernăusean, încă o dată, informați-vă pe lângă dreptul muncii ce se întâmplă România, Germania, Ucraina în război. Acum e altă situație la dânși. Cum se întâmplă adânși? Deci din momentul că o persoană este interzicerea la intrare în țară, această persoană devine, poate devine agresivă, poate devine periculoasă, deci această persoană este gata la orice. De câte ori în știri a apărut că persoanele la care voi le-ați pus interzicție de a intra în țară au încercat să fugă sau au fugit? A fost așa ceva? A fost în mass media, stimați prieteni. Domnule Cernăuțean, conform oricărui regulament, dacă este o persoană care voi încă o dată, nu eu, ați declarat o persoană indezirabilă și nu poate intra în Republica Moldova, prezintă pericol pentru securitatea națională și ceilalți cinci le-ați dat același statut, întoreau, erau șase, cu toate, și cum un singur ofițer să-i ducă în zona de plecare a pasagerilor să-i escorteze, să-i petreacă, nu știu cum să... То есть, сопровождал их один-единственный офицер. Ce are aici cu cătușele? Doar eu nu v-am spus, trebuia să le duci în cătușele. Știți ce trebuia să facă? Domnul de poliția frotieră, ofițerul decedat, sau altul, că sunt foarte multe doamne trei, trebuia să apese betonul, au venit a noștri hrăniți cu combicorn, cu autometele, frumușel, fără să-i bată, să-i îndoaie. Так, ребят, ходим, вы петрещем около. Стал ку оки пидынши. Понимаешь, я нового урката на авион, в каре от ку каре и тримитеса напой. Фортификария екипелор, антитеррор. Думаю, Черноуцан, екзисты ан туати церли, ла туати рутили, ку риск де секуритати редикат. Încă o dată, рог чиинева де молдовен, каре сафлы в Букурешт, приятен. Duceți-vă cam uși este Wizz Air, șapâncă o companie, șapăleale, ultima rută e la 20-20. Vă rog de la distanță, filmați ca să-i arăt lui domnul Cernăuțan, domnului Vasiloi, doamnei ministru. Cum se lucrează în țările care se gândesc la securitate? Încă o dată repet. Офицеру дела полиция фронтира не требуется боевик шкибар. Он не требуется стоять в руку с пашапортом, с кем-то с пистолетом, с уйти с пассажир. Ей ау лукру лора на калькулатор, да боец, господарь, încă дата, вой кларификация. Дела антитер, дин альфа, дела ной, дела сис, дела фулдер, саудиунис, să se ocupe cu această procedură. Astăzi, dumneavoastră, domnule Cernăuțan, foarte, așa cu voci, foarte mai ca nu ca la Nicolae Bascov, ați strigat în gură mare că căutarea internațională, fișierul sâmbătă era gata și încă nu era și nu este în Interpol. Так, унии декларация думестра. Дичь, încă o dată repet. Lăsați cu fișierul de sâmbătă și de vineri și de duminică. Că, într-adevăr, ziarul de gardă chiar a scris corect, că numele acestui criminal nu era public nici în presa din Azerbaidjan. Că e nu cată bandiți așa cam ca la noi. Că când e gata așa, apă scriu tăi telegram canalurile pe cineva și tăi site-urile. Galbeni, negri, albastri, rozovi și care vrei. Ei nu a divulgat numele lui, că el era în lucru operativ cu alți membrii a grupării. De asta, dumneavoastră, când ați văzut că prezintă risc și l-ați întors, încă o dată, repet, nu mă ridicați telefonul. Da, băcabopul n-aveți, apropo, noi n-aveam reprezentant la Moscova, dumneavoastră nimic nu vă încurcați să-i contactați pe ei. De asta, tragedia care am avut-o la aeroport este legată total de, este prețul incompetenței și persoanelor civile, șoleac, sledovateli, șoleac, operi, care noi avem la conducere tot mai mulți în ultimii 10-20 de ani.
Кяшем пресса интернационала, апропо державо парут штир диспри конференция дунгастры ди пресс кяка, шефу полиция декларат к елу контактат авторитетсли дин Таджикистан дуар дупа умор. Полицишлор. Да, трис, домну Черноусян, требуя сфи контактат с пылна умор. Дак ярам еу, домну Черноусян, аши кум еу с персона чивила, да сынт Dar în același timp, lucru operativ și militar îl cunosc mult mai bine ca dumneavoastră. Ce facem eu? Eu contactam, chiar dacă n-avem reprezentant în Bokabob, aflam din Tajikistan ce despre am vorbit sâmbăt și v-am vorbit acum, aflam că omul este căutat pentru umor și mai pe urmă răpirii, vămăgatelstva și dosar pe terorism, apropo, deși în Tajikistan, apropo, figurează cuvântul terorism. Înțelegeți? Nu vă dați seama. Avem să aflu informația de la ei. Aha, l-am văzut. Op, băiețul ne-a raportat că el stă calm la moment pe scaun și nu este agresiv, cum a spus dumneavoastră. Trimitem o domnișoară, așa cum am văzut în unele state. Și mulți înghită vrajala, sau mumeala, cum îi spun românii, când stau domnișoare frumos îmbrăcate și dau cadouri, simcarduri. Așa din poliția frontieră, avem srogul domnișoară. Domnule Rustam, welcome to Moldova, ia ca și o simcard. Deja îl ținem atâta, că să-l iei în lucru grupul de filaj. Pentru ce? Dar pentru ce să-l rețin eu în aeroport, când prima, n-aveți finish-ul, panică în aeroport și nu e mai cel mai potrivit loc pentru reținere, că sunt mulți pasageri în afară de polițiști. Doi, să-i văd contactele, cine trebuia să-l întâlnească în Republica Moldova, să mai văd cu cine să se suna ca să-i stabilim contactele posibil și în afara țării. De unde cunoaște toate acestea, domnul Cernoțan? Vă dau un singur exemplu. Când pe timpul dumneavoastră, Bodrug era начальник miliției, drugul vostru, Vania, și Recean Matincu era statul ministru, când a fost reținut killerul Proca din România, așa l-am lăsat să iasă din Republica Moldova, deoarece Moldova nu și extradează cetățeni după Constituție. A ajuns la Moscova, s-au dat materialele, s-au lucrat moldovenii cu autoritățile din Federația Rusă. România a trimis actele. S-a documentat persoana, s-au stabilit toți membrii grupării criminale, care vindea armii și așa mai... Ia că asta se numește lucru, înțelegeți? Și așa trebuie de făcut cu asta. Și într-un loc care nu prezintă pericol pentru societate, scotând toată informația care ar fi ajutat și autoritățile din Tajikistan și din alte țări, unde avem să identificăm pe toți, și aviata asta se numește lucru. Dumneavoastră, că nu vă duce capul încă o dată, repet, la lucrul ăsta, încă o dată, ați predat dreptul muncii și ați fost pe probleme juridice și așa mai departe. Dar încă o dată, nu vă implicați, vă rog frumos, domnule Cernăuțan, acolo unde nu cunoașteți. Încă o dată menționez faptul despre acest Rustam Aușev, că a trecut pregătirea specială în tabăra ISIS-IGIL în Afganistan. În primul rând, nu în 2013, cum a spus dumneavoastră, dar în 2012 această persoană a fost reținută pentru un jaf armat. După asta a fost condamnat la mulți ani de pușcărie. Ulterior, prin amnistie, a fost eliberat înainte de termen din pușcărie. Vă dau și alte detalii, domnul Cernăuțean. A încercat să plece în Federația Rusă. Federația Rusă nu l-a primit. A plecat înapoi în Tajikistan. După asta, din Tajikistan, domnule Cernăuțan, a plecat în Afganistan unii de serviciile speciale a două țări care au într-adevăr servicii și nu cel soviet. El cu multe alte persoane din CSI au fost identificați la o tabără unde teroriștii din IGIL făceau un fel de cursuri pentru ăștia. Încă altceva vreau să vă informez, domnule Cernăuțean. Acest individ criminal, terorist, spuneți-i cum vreți, când a trecut pregătirea în Afganistan la această tabără, el a fost într-o tabără separată cu alți cetățeni din CSI, deoarece la ceilalți
Ли се преда ин лимба арабы, шеште ними но куноштяв, какол эра жуматати дичи сие колу. Сервичили динал ти церь, и цене он лукру, тета та бра сталора, шелор шли спреда колу ин лимба русы, кше я дин Украина, Таджикистан, Русия, Узбекистан, то скорее рау колу, лор ли спреда дуар ин лимба рус. Шаста воспон. Dumneavoastră spuneți că au venit doar trei reprezentanți Ministerului de Interne din Tajikistan, domnule Cernăusean. Dacă dumneavoastră nici nu cunoașteți că sâmbătă a avut loc întâlnirea lui Maia Sandu la președinție, unii voi de ambideți, care din voi spune drept, că este și declarația, comunicat de presă, că s-a întâlnit cu toate structurile de forță și s-a discutat și schimbăm, și facem, să nu se mai întâmplă și mai departe. Azi v-am întrebat dumneavoastră idei n-aveți. Apoi eu vă informez, domnule Cernăusean, înseamnă că dumneavoastră nu trebuie să cunoașteți că sunt și reprezentanții veniți noaptea de sâmbătă spre duminică a serviciilor speciale din Tajikistan, nu numai polițiști, și încă ceva, domnule Cernăusean, și inclusiv din țara reprezentanții serviciilor, care l-au identificat pe acest Rustam Ashuev în Afganistan la tabăra asta de unii teroriști și pregăteau astea. De ce au venit? Tot vă informez, domnule Cernăusean, că aici eu chiar sigur că nimeni nu v-a informat, că v-am nepăloșină znați. Și încă o dată, eu operez doar cu informația care nici într-un caz nu va dauna investigațiilor internaționale care au loc la moment. Deoarece toți care au fost în această tabără, din acest din CSI împreună cu acest Rustam criminal. Deci ei, la un moment, această tabără a fost diferențată, răsformirovan bă la lageri și tăți s-au întors în țările lor. Și astăzi, pe alertă, sunt ridicate mai multe state, inclusiv, și de asta au venit mai mulți specialiști în Republica Moldova, că se vadă, și unii dintre înși poate au ajuns în Republica Moldova până a venit acest criminal. Poate deja cineva a ajuns înaintea lui o lună, în urmă, jumătate de an, un an, domnule Cernăusean. Poate cineva are de gând să vii peste o săptămână, de văzut cine din ei a reușit poate să plece spre UE, România sau alt stat european, prin calea aeriană sau cu mașină. Domnule Cernăusean, eu cunosc totul încă o dată și nu m-a provocat. Și nu vă băgați acolo unde nu vă pșepeți. Eu vă mai dau un exercițiu. Acest criminal care a omorât ofițerii moldoveni, i-am făcut o verificare. Asta pentru dumneavoastră, că jurnaliștii cu părere de rău n-au la asta acces sau cetățenii. Eu pot să vă spun, nu doar astea care le-ați auzit până mă. Eu chiar pot să vă spun și chiloței la acest criminal erau de firma turcească Pierre Doni. Cum sunt gurne, domnul Cernăusean, să nu cătați cu doi din ei. Deci, și dumneavoastră având acces la anchet, la următoare ieșire, vă rog să le spuneți jurnaliștilor, cunoaște și usate așa nuanță. Și nu de asta când îmi place moda, domnul Cernăusean, deoarece de multe ori, după hainele unde au fost procurate, după cardurile folosite, pot fi stabilite inclusiv și alte cheltuieri care puteți să le aibă. De asta acest lucru era important și se lucrează amul la moment în Turcia, de antiterul lor, ca să vadă dacă s-au achitat carduri și cumpărături, în ce țări au mai fost făcut, că el din Tajikistanul trecut ilegal frontieră. Вот такие дела, domnule Cernăusean. Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Vă mai informez încă un lucru, că sunt sigur că nu cunoașteți. Asta cum ați putut să preveniți crima acestui criminal. Și băieți trebuie să fie vie alături de familie. Vă prezint un acord, încă o dată, stimați jurnaliști, este informație publică, nu-i ceva. Deci un acord semnat în Kirghizia pe data de 3 august 1992. Domnul Cernăusean, am văzut în anchetă vorbiți trei limbi străine. Română maternă, rusă fluentă și engleză bună. Înseamnă că rusă n-aveți probleme. Știți, domnul Cernăusean,
соглашение о взаимоотношениях Министерств внутренних дел в сфере обмена информацией. Кыргызстан, 3 августа 1993 года. Министерство внутренних дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Дома Черного Сана, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, далее именуемые сторонами. Сейчас сам начнется аккорд, привет, с кем будет информация, если вас приедем. А честный аккорд, приведи к Динану Ломи Носутину Звеждой. Туати статили Минтионати. Фэр Интерпол, Европол, Шамади партии. Авял Зильник, репец, кем ты информати? Сезон Демплат, Умор. Дичь туати кримили, грави, диосибиди, грави. Са информал. Дичь, я рау коммуникари секреты, уни са дискутауши, дес при прессу пушей инфракторь. Дичь, молдовени фикари, димняц принял Шейшин интемплы, в тоате аceste цели, информация оперативы, пентру узинте. Шей Молдова, ка стат индепендент, информа пие, кя кашланов, остунжав, уну, ку партичпаря украиненлор, джурдиенлор, молдовенлор, руш, лор, ну, контяна. Ша ка аста ера лукру дзильник. Томли Черновоцан, да Кривенко ну спщепен немик. Каста ей департии дяст, я ка, короче, динмини, йома рыб дяст, дивин подводник диктес и диви министру ди интерни, ам видери реал, ну пихартей. Домни Черновоцан, еще думня вастра, канов шеф ИДП, кафост, он ал дом пыл на думняс. Домнястра, отсешит вредат, отцентрат вредат ла домна министру, сей спунец, домна министру. În afară de Băcăbob, uitați, avem acordul ăsta și el privede cumva că noi putem să avem schimb de informații cu toate țările menționate. Acest acord de Republica Moldova nu funcționează mai mult de un an de zile. Domnule Cernăuțean, asta este nu că o incompetență. Asta este o incompetență care duce la ce s-a întâmplat la noi vineri în aeroport. Că dacă dumneavoastră n-aveți să neglijați acești colaborare cu Tajikistanul, cu n-ați stabilit una separată după și ați rechemat reprezentantul de la Moscova și n-ați numit pe altul în locul lui. Dumneavoastră, dacă ați fi avut acorduri separate cu statele astea, pe schimb de informații, am mulți, nu știu, pe cu aveți acorde, asistență juridică, comisie rugătorie, nu știu. Nu. Aici este vorba doar de lucru operativ, domnul Cernăuțean. Dumneavoastră ați fi fost informat încă din data de 23 iunie anului curent că a avut loc la ei un răpire de cetățean, foarte influent, parteneri, familia prezidențială și nu știu, și aveți numele la toate suspectele pe care îi caută și multe, multe altele. Și dumneavoastră numai apare la voi clientul și dumneavoastră țic în Tajikistan, vaș client un as. Și dacă atunci eu avem să vă aplaud pe dumneavoastră, Ministerul de Interne, toate serviciile implicate în asta. De asta, domnule Cernăuțean, vă rog frumos, nu mai ieșiți la conferințe de presă și dați calificări și încercați vorbiți în limba operativă care pe dumneavoastră nu o cunoașteți. Și cel mai grav, domnule Cernăuțean, nu încercați să repetați ce și-a făcut начальnicul vostru în adresa mea, Vania Bodruc, pe timpuri. Că Vania Bodruc, până la urmă, singurul a fugit din țară. Și puteți atunci să vă ieși pe dumneavoastră pentru vânzarea pistolelor, inclusiv la interlop peste hotare, care au ajuns nagradnei pe atunci. Și multe alte. Vă rog frumos. Demisia. Ревенко, ну май врау чивил, не ажунжи. Демисия Черноуцан, дак плекац ин секция журидика акизиции пене ац фай фос дрепту мунчи, домну Черноуцан нам аудзит нишу объекти ла активитесали чели. Континуат, дар демисия дин функция ди шеф ди полиции. Ши домну Василой, орчи кондукатор, кари ну кунуарси чава, ел макар с документяз. Аша ай, фачи ун кондукатор, ну контяза, кондучи, ку примария, cu un ministerul, ori cu poliția de frontieră.
Dumneavoastră nu sunteți autoritate pentru subalternii dumneavoastră. Toate scrisorile care eu le-am primit, anonime, dar după conferința de presă de sâmbătă am primit foarte multe. Ne-am pus mâini în cap și scriu subalternii despre activitatea dumneavoastră. Încă o dată, vreți a să ajung și la proteste. Nu strâniți oamenii că împreună cu polițiștii, cu veteranii din toată țara, veteranii care au luptat și au lucrat în crime organizate și nu umblat și pe la cavoi, pe la forumuri, și cu priciosca și cu ucladca, înțelegeți? Cu mai bun sunteți modeluri pentru Louis Vuitton, înțelegeți, decât pentru să lucrați în miliție. Хотя нас военные шла зорили, ну клалу и витон. Демися Ревенко, Черноусан, Шибасилой. Шину мая черкат стынжи с пожаре, домнули Черноусан. Дак кер во плаще, ан черкат, потяз в дуков боец и дламче саз во приняс клалу крка пожарник. Дар но сын сигур. Даций батайку, кудрептул мунчиш, кутет lucru și ține de grădina botanică și de ONG-uri cu șase lucrat și dumneavoastră din Ribencu toată viața. Prieteni, mai am multe de spus. De seară la orele 8 ne vedem în direct la emisiunea Ora Expertiză cu Dumitru Mișun la Jurnal TV. Am primit invitația acum ceva ori în urmă. Vă cuprind, vă mulțumesc pentru distribuirile de sâmbătă. Peste jumătate de milion, mii de distribuiri. Vă mulțumesc pentru distribuiri, redistribuiri, că această informație să ajungă la fiecare cetățean din Republica Moldova. Dar ei las, trăiască în lumea lor paralelă. Dar eu să fac tot posibil, încă o dată, nu mai avem așa lumi paralele. Și diletanță în serviciile speciale din Republica Moldova. Și nu contează, Ministerul de Interne sau SIS. Mulțumesc ofițerilor adevărat, nu contează, Poliția Frontieră, SIS, lucrătorii de la Ministerul Justiției care cumva au avut o muncă tăcită în toată această edisit. Băieții de la Fulger, vă mulțumesc că ați găsit limbă în comun între voi și n-ați adus la un alt incident grav. Vorbesc la cei din Fulger și din Alfa. Ați fost bravo până la urmă. Da, n-avem experiență situații de astea, cu păreri de bine, multe n-am avut. Dar trebuie să elaborăm un mecanism să nu se mai întâmple. Vă cuprind, vă doresc o zi bună. Ne vedem de seară la Jurnal TV. Pa-ca!